pedale bântânesc și de astăzi va sta cu mare grijă în ideina școlii noastre. Să invităm și pe ceilalți, acestea sunt diplomele din partea școlii noastre, aveți un gest simbolic, da? Ia, uite aici, țineți diplomele, aveți un gest simbolic și aș vrea înainte de terminarea acestui mic program artistic să mulțumim Consiliului Județean. Doamna, avem în mijlocul nostru pe doamna vicepreședintă, premiata Pivă, și pe domnul vicepreședintă, și pe domnul administrator, domnul Drăghea Nicolae, care este și membru în Consiliul nostru de administrație. Frumos și bun în această instituție. Vă rugăm, dacă doriți, să ne spuneți câteva cuvinte de apreciere pentru munca noastră, până când noi le împărțim acestor copilași minunați, daruri simbolice. Cuvintele sunt de prisos. Adevărat, fi campioni de păceți cuvintele. Copii, cadrele didactice și părinții pentru tot ceea ce face. Vă mulțumesc, ca să vă spun și eu câteva cuvinte, sigur, compleșit de emoție și încântat de festivitatea la care asistăm astăzi, la spectacolul la care tocmai am asistat. Sunt foarte mândru, în primul rând, că iată, într-o școală a Meieditului se întâmplă lucruri atât de bune. Iată că acești copii minunați, îndrumați de părinți și de cadrele didactice de aici, reușesc să facă și performanță în includerea acestor copii în societate. Mă fac să plec mult mai optimist de aici, cu încredere într-o lume mai bună și într-o societate mai bună pe care o construim împreună și în care acești copii cu nevoi speciale se vor integra și pe noi, autorități locale, ne provoacă de fapt să acordăm și mai multă atenție acestui gen de învățământ dascărilor și în primul și în primul rând acestor copii minunați. Vă mulțumesc și vă urez succes! Eu ce să spun, eu sunt 25 de ani aici. Poate mulți dintre dumneavoastră cadre didactice mă cunosc. Aici mi-am început cariera didactică și nu mi-e rușine să spun acest lucru și poate că emoțiile sunt prea mari. Ce s-a întâmplat aici, văd colegi care erau și acum 26 de ani. De aici am plecat deputat și toată cariera care mi-am făcut în continuare. Acești copii au fost minunați, cadrele didactice sunt și mai minunate. Iar dumneavoastră, părinte, știți că meritați efortul pe care îl faceți pentru acești copii. Tuturor care sunteți aici. Vă mulțumim și